Bună seara și bine v-am găsit! Dragi telespectatori, astăzi ne-am propus să vorbim despre problemele grefierilor, dat fiind faptul că peste câteva zile se anunță un protest de amploare la București. La acest protest vor participa, bineînțeles, și grefierii gorjeni. Dar pentru asta și pentru a afla mai multe amănunte despre problemele cu care se confruntă grefierii, l-am invitat alături de mine pe domnul Mihai Ștefan, vicepreședintele Sindicatului Justiția Oltenia. Bună seara și bine ați venit! Bună seara dumneavoastră, bună seara și telespectatorilor dumneavoastră. Vă mulțumim mult pentru invitație și pentru că ne-ați dat posibilitatea să ne exprimăm și noi în câteva cuvinte la emisiunea dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți practic la Craiova, acolo activați mai mult, dar aveți în subordine și grefierii noștri. Da, Sindicatul Justiția Oltenia are sediu în municipiul Craiova, se ocupă de grefierii din trei județe, Dolj, Olt și Gorj. Pentru început, spuneți-ne ce anume v-a determinat să declanșați mișcări de protest. Am înțeles înainte de emisiune că la Craiova chiar ați demarat o astfel de mișcare. Sigur astăzi. Că da, astăzi la tribunalul Dolj în jurul orei 10, pentru o oră, am inițiat o formă de protest mai avansată care constă în suspendarea activității personalului auxiliar de specialitate și cel conex în speță grefierii, aprozii, va fi agenții procedurali. Și la Târgu Jiu? Din informațiile mele în ultimele zile, este posibil ca această mișcare să se extindă și la Târgu Jiu, având în vedere că în urmă cu două săptămâni colegii grefieri de la instanțele din municipiul Târgu Jiu, Judecătoria Târgu Jiu și Tribunalul Gorj au inițiat și dumnealor ca și noi o formă de protest în primă instanță care constă în purtarea unei banderole albe pe una din cele două mâini în timpul ședințelor de judecată, cum am spus, ca o primă formă de protest față de revendicările și problemele nesoluționate de foarte mult timp. Dumneavoastră aveți foarte multe probleme cu care vă confruntați, dar aș vrea să discutăm despre fiecare în ordinea priorităților, să zicem așa. Care Sigur sunt cele mai da. Importante probleme cu care se confruntă grefierii noștri? Într-o primă idee, grefierii reprezentați de sindicatul nostru din cele trei județe, Dolj, Olt și Gorj, au o mare problemă, deci este o problemă chiar generală la nivel de sistem judiciar din țara noastră, care constă în insuficiența personalului auxiliar de specialitate, în sensul grefierilor, cât și celui conex din cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor. Astfel că este nevoie de mărirea numărului de persoane care să presteze aceste activități necondiționat, având în vedere că odată cu intrarea în vigoare a codurilor între anii 2011 și 2014 s-a mărit foarte mult volumul de activitate, poate chiar s-a dublat sau s-a triplat la anumite instanțe și de aceea este nevoie de mărirea schemei de personal la grefier de ședință, la grefieri arhivari, registratori, aprozi, agenți procedurali, de toate categoriile este nevoie. Deci, practic, acest cere sistem. Să se facă angajări. Absolut, în sistem. Absolut, dar aceste angajări să se facă prin instituția abilitată a pregăti persoane calificate care să presteze această muncă. În acest sens menționez Școala Națională de Grefieri București, aflată în subordinea Consiliului Superior al Magistraturii, începând cu data de 1 octombrie 2004, deci în speță de 12 ani. Această instituție a fost inițial calificată sau considerată ca un centru de pregătire a personalului auxiliar, apoi și-a schimbat denumirea, cum v-am spus, la 1 octombrie 2004, trecând din subordinea Ministerului Justiției în subordinea Consiliului Superior al Magistraturii. De aproximativ 17 ani de când s-a înființat această școală specială,
în cadrul Ministerul Justiției și apoi al CSM-ului. S-au pregătit promoții anuale care au avut un număr de aproximativ 100 de grefieri. Marea majoritate a cursanților din promoție, de obicei vreo 70 la număr, erau repartizați către instanțele judecătorești, iar restul vreo 30 către parchetele aferente. În acest sens, considerăm că este nevoie de mărirea numărului de cursanți de la școala de grefieri, să se școlarizeze mai multe persoane, chiar 150 sau poate chiar 200 pe an, pentru că este nevoie, după cum am spus și noastră, de mărirea schemei de personal în justiție. În condițiile în care se va merge pe aceeași schemă de personal, automat vor fi supra-solicitați actualii grefieri. Suntem supra-solicitați la foarte multe instanțe și parchete din țară. Foarte supra-solicitați și asta nu de acum, de ani buni. Se prevedea încă de acum 12 ani, când sub semnatul am fost cursantul Școlii Naționale de Grefieri, că se va urmări schemele de personal, ceea ce nu prea s-a întâmplat din nefericire în ultimii ani și această situație a generat o lipsă de încredere și a justițiabililor și a personalului care lucrează actualmente în sistem față de justiție. Spuneți-mi, au foarte mult de muncă, da, dar salariile sunt pe măsură sau asta e o altă nemulțumire a dumneavoastră care va determina să apelați la această formă de protest? Salariile diferă de la categorie profesională la categorie profesională și între personal auxiliar și cel conex. Cele mai mici salarii pornesc de la prost, de la agenții procedurali, care într-adevăr sunt cam nemulțumiți. Chiar zilele trecute îmi spuneau colegii de la instanțele Corjene, în speță de la Motru, anumite persoane care lucrează pe funcție de aprod consideră că au salariul mic, în jur de 1200-1300 de lei net, ceea ce este foarte puțin în condițiile în care dumnealor prestează o muncă de lucru cu dosare ca și un grefier arhivar. Înțelegeți? Da, chiar bine a spus dumneavoastră, o responsabilitate în plus. Bine, chestiunea cu salariile este discutabilă în continuare, dar trebuie să fie lămurită pe viitor. În primul rând, primează, cum v-am spus dumneavoastră, această problemă cu schema de personal insuficientă și care trebuie mărită. În acest sens, este nevoie ca Ministerul Justiției să aplece urechea la problemele și la cerințele noastre, să facă demersuri pentru alocarea de fonduri în vederea școlarizării persoanelor calificate în cadrul Școlii Naționale de Grefieri București timp de 6 luni. Acesta este stagiul de pregătire. Inițial era de 9 luni, dar apoi a fost redus la 6. Ar fi foarte binevenite fonduri din partea unor instituții financiare internaționale, chiar de la Fondul Monetar Internațional sau chiar Banca Mondială, care în ultimii ani a alocat anumite niveluri de fonduri, câteva zeci de milioane de euro, de exemplu la Craiova, când a fost construit în mai puțin de 2 ani, din fericire, sediul Tribunalului Dolj, cu sprijinul Băncii Mondiale s-a făcut, ceea ce a fost un lucru foarte bun, iar acest lucru de finanțare de la instituții financiare internaționale poate să se extindă la cât mai multe instanțe și parchete care să creeze sedii adecvate, cu spațioase. Dumneavoastră, în momentul de față, aveți un statut după care funcționați? Veți cere îmbunătățirea acestui statut? Din sau nefericire, de actualul statut? Stimată domnișoară, problema cu statutul este una cam nefericită. Timp de 6 ani de zile s-a lucrat la elaborarea unui statut care să fie potrivit pentru
categoria profesională a personalului auxiliar de specialitate și cel conex, dar din nefericire forma statutului, o formă adoptată inițial de Camera Deputaților, a fost respinsă de Senat în primăvara acestui an, după cum am spus, după 6 luni de muncă. Se încearcă în prezent elaborarea unui nou format al statutului, o nouă formulă legislativă pentru un statut care să determine atribuțiile personalului auxiliar de specialitate și celui conex, de să se ocupe efectiv de cariera profesională judiciară a acestei categorii profesionale, să configureze atribuțiile pe care trebuie să le îndeplinească, să le exercite în activitate grefierii și, în ultimul rând, și salarizarea corespunzătoare după atribuții, după numărul de atribuții, după importanța lor, după greutatea lor. Veniți cu o propunere de statut? Se lucrează la nivel de federații de ProJust, la care noi, Sindicatul Justiției Oltenia, suntem afiliați, dar sperăm că se va elabora proiectul într-un timp mult mai rapid decât cei 6 ani cât s-au scurs, foarte mulți ani, dar mai avem de așteptat până la elaborarea efectivă. Deși statutul este una dintre nemulțumirile dumneavoastră, absolut, dintre revendicările acestui protest. Da, este o nemulțumire. După cum v-am spus dumneavoastră, acest statut trebuie să ne reglementeze atribuțiile și salarizarea. La noi o situație mai deosebită la nivelul personalului auxiliar și conex, în sensul că angajatorul nostru efectiv este Curtea de Apel, salarizarea este asigurată de Ministerul Justiției, iar Consiliul Superior al Magistraturii ne stabilește 9 atribuții, ceea ce nu este chiar în ordine din punctul nostru de vedere, având în vedere că acest organism al statului, de o importanță deosebită, este fortutelar în primul rând pentru judecători și pentru procurori. Dumneavoastră sunteți total diferiți. Sigur că da, o categorie total aparte. Noi dorim că acum atingem un alt punct, după cum avem menționat și aici în comunicate, înființarea unui organism propriu al grefierilor, ceva de genul numit Ordinul Grefierului, care se ocupe de noi, de activitatea noastră. Înțelegeți dumneavoastră? Pentru că după cum am spus, Consiliul Superior al Magistraturii se ocupă de judecători și procurori. Înțelegeți? Așa că noi dorim un fel de CSM mai mic. Există posibilitatea asta? A funcționat vreodată în România? Din nefericire, nu. Nu a funcționat nici ca departament sau nici ca structură în cadrul Ministerului Justiției. Din nefericire, niciodată. Așteptăm ca pe viitor mai apropiat să se reglementeze această problemă. Deci în condițiile în care aparține, să zicem așa, de 3 organisme, cu cine încheiați contractul colectiv de muncă? Cu cine negociați, practic? Deci, trebuie să vă spunem, după demersurile avute în ultima perioadă la Ministerul Justiției, aceștia ne-au pasat către angajatori, adică către curțile de apel. Deci sunt 16 curți de apel în țară, dacă nu mă înșel, plus Curtea Militară de Apel București. Deci în total vreo 17. Așa că fiecare zonă sau regiune ar trebui exact, să negocieze să negocieze cu propria Curte de Apel, ceea ce este puțin mai dificil. Și în condițiile astea pot apărea discriminări. Absolut. Greferii din Târgu Jiu să aibă anumite diferențe, condiții, ceilalți. Exact, diferențe alții. De atribuții, diferențe de salarii. Chiar în momentul de față, bine, sunt chestiuni de natură contabilă, la anumite categorii profesionale din rândul grefierilor și personalului conex sunt anumite diferențe salariale, având în vedere că există aceeași meserie, aceleași atribuții, aceeași vechime, aceeași funcție, dar sunt mici diferențe, cam de la 50 de lei, 100 de lei la un salariu, dar vă zic, sunt chestiuni de natură contabilă care trebuie reglementate în viitorul cel mai apropiat,
care să nu există discriminări și nemulțumiri din partea unuia sau altuia. Că vine unul și zice, păi X are aceeași funcție ca mine și aceeași vechime, dar are mai mult ca mine cu 100 de lei. De ce are mai mult? Și atunci este îndreptățit să solicite o recalculare și o reuniformizare a acestor salarii. Deci să nu existe discrepanțe între aceleași categorii profesionale cu aceleași atribuții, cu aceleași același statut, cum am zis și dumneavoastră, cu aceleași încadrări, cu aceeași funcție, cu aceeași vechime. Mi-a spus că grefierii noștri se confruntă cu un volum mare de muncă. Automat fac și ore suplimentare. Sunt plătite aceste ore suplimentare? Din nefericire, peste tot era o problemă cu orele suplimentare. Aceste ore suplimentare nu sunt achitate încă și nu sunt nici compensate cu timp liber corespunzător, deoarece este o imposibilitate vădită în a se efectua acest lucru, în sensul că nu poți să-i dai cuiva o zi liberă de în compensație pentru că n-are cine îl suplini la muncă. Înțelegeți dumneavoastră, datorită lipsei de personal. Deci dacă în medie un grefier cam cât lucrează suplimentar, să zicem așa, lunar sau săptămânal? Păi se stă la anumite ședințe de judecată, la anumite secții, mai ales cea penală, care poate să vină și în mijlocul nopții, dacă este o măsură preventivă de discutat și trebuie respectat termenul de 24 de ore, de 48, așa, este chemat și în timpul nopții. Ei, acelui grefier nu îi se consideră ca o oră suplimentară, din nefericire, deși poate le trezi la 1 noaptea, hai că avem arestare sau avem, nu știu ce, discutare, măsură preventivă sau rez la domiciliu. Înțelegeți dumneavoastră? Și v-am zis, mai ales la secția penală, se stă foarte mult peste program. Bine, ei vin și în weekend. Dacă se întâmplă, cum v-am spus, să se discute măsura preventivă, sâmbătă sau duminică, chiar pe zi sau chiar de noapte, este obligat să vină alături de judecător ca să constituie completul de judecată. Și din acest punct de vedere, menționez încă o dată că nu s-a ajuns la o rezolvare a plății orelor suplimentare. De aceea deci nu sunt plătite nici cu timp liber. Nici plătite, nici compensate cu timp liber corespunzător, datorită, cum am spus, insuficienței personalului. Nu poate omul să-și ia o zi de, apoi în compensație o zi liberă pentru că a lucrat într-o zi 15-20 de ore, pentru că nu are cine suplini. Înțelegeți dumneavoastră că activitatea trebuie să fie cursivă. Trebuie respectate niște termene procedurale, termene pe ore, termene pe zile, la toate secțiile. Și asta nu numai la secția penală. Sunt ședințe de judecată care încep dimineața la 8:30-9 și durează poate până seara la 8-9. Nu exagerez. Asta și în condițiile în care programul normal de lucru e de 8 ore. De 8 ore, sigur că da. De la 8 la 4. Dar dacă o ședință de judecată poate să dureze și 10-12 ore, te întinzi până, cum se zice, până noaptea târziu. Înțelegeți? Și apoi grefierul nu poate să plece din ședință, nici judecător și nici o altă categorie profesională, cum se zice, stă acolo până îndemnește. Deci, iată, încă o revendicare a dumneavoastră. Sigur, este care o revendicare. Sperăm să fie rezolvată într-un timp scurt și mulțumitor pentru toată lumea. Pentru că fiecare zice că prestează o activitate, chiar și un minut peste program, este munca lui efectivă și trebuie recompensată într-un fel. Ori cu niște bani la salariu, ori cu o zi, timp liber în compensație. Mai aveți și o altă nemulțumire care considerați că ar trebui rezolvată urgent, să zicem așa? Sau practic vă mulțumiți să fie măcar astea rezolvate din câte sunt? Sunt mai multe. Așa. Mai avem de discutat despre normarea muncii, întrucât acest lucru nu s-a făcut. În speță nu s-a normat munca, ceea mai ce exact. Se de... Ce solicită mai exact, la normarea muncii? Să vă spun mai corect, pe înțelesul tuturor. Fiecare categorie de personal își dorește să fie remunerată după volumul de activitate prestat. Una e să lucrezi 5 dosare, alta e să lucrezi 10, alta e să lucrezi 100. Și în momentul de față nu se ține cont? Nu, este o salarizare unitară. Unitară. Dacă la o instanță are pe an 3-400 de dosare în lucru, iar altă instanță 15.000, remunerația este la fel. Înțelegeți dumneavoastră? Ceea ce
determină anumite nemulțumiri la anumite categorii de practice. Și eu de ce să lucrez 1000 de dosare și tu mie îmi dai același salariu ca ala care lucrează 10? Înțelegeți dumneavoastră? Dar un grefier în momentul de față, un debutant, să zicem așa, ce salariu are? Un debutant net? Da, un salariu care le-a un debutant. Între 1500-2000. Deci nu sunt salarii extraordinare nu, mari. Nu, sunt. De aceea am mai atins încă un punct și dacă îmi permiteți dumneavoastră să facem și o mică paranteză la ce mi-am notat eu aici. Nu sunt salarii foarte mari în sistem. Nu dușmănim alte categorii personale, nu dușmănim nici profesorii, nu dușmănim nici doctorii și nici alte categorii personale și nici ei să nu ne dușmănească pe noi, pentru că munca și a dumnealor și a noastră este importantă, la fel de importantă în orice domeniu, fiecare muncă prestată cu bună credință are importanța ei. Dar multă lume vă seamănă cu magistrații, vă compară nu. Cel puțin salarial. Este, zice că nu. Uite, judecătorul are salariu nu ne chiar de sute de milioane magistrații. Și dumneavoastră... După cum am spus, magistrații sunt o categorie personală, profesională separată. Au... Dar considerați că în comparație cu dumnealor sunteți discriminați, da? Prin faptul că stați în ședințe, cât stă un judecător, credeți că ar trebui cât de cât raportate salariile la această categorie? Din acest punct de vedere, ar fi nevoie totuși de o mărire a salariilor noastre. Nu vrem să atingem judecătorii sau procurorii, v-am zis, sunt categorie profesională separată, dar avem în vedere un aspect important. În ultimii ani, anumite atribuții de la judecători au fost transferate grefierilor. De exemplu, calculul taxei de timbru sau înregistrarea acțiunii cu rezoluții. Și în acest sens, personal auxiliar, în speță grefierii, au solicitat mărirea salariului în funcție și de aceste atribuții preluate de la judecători, că zice că a fost ușurat puțin judecătorul de anumite atribuții și le-am primit grefierul. Noi, grefierii. Da, și de aceea se dorește totuși o mărire cât de cât de salariu. Domnule Mihai, noi vom continua discuțiile după o scurtă pauză publicitară. Mulțumim! Faci remarcată și să fii răsfățată așa cum meriți. Trend Studio pune la dispoziția ta servicii de înfrumusețare de cea mai înaltă calitate. Vino la salonul din strada 22 decembrie Târgu Jiu, iar specialiștii îți vor oferi lucrul pe care l-ai visat. Trend Studio, locul unde frumusețea este la superlativ. EMI Events Music, partenerul dumneavoastră de nădejde în organizarea unui eveniment muzical. Fie că e vorba de spectacol, zilele orașului, zilele comunei sau orice alte manifestări cultural-artistice. EMI Events Music este garanția unui eveniment reușit. Ne găsiți pe Facebook, YouTube sau la telefon 0722 833 814. Partener media Radio Accent și Accent TV. EMI Events Music. Husqvarna România dă startul promoțiilor la pachetele formate din moto unelte și moto fierăstraie la prețuri începând cu 1499 de lei. La Husqvarna 440 și 562 se oferă discount plus 5 litri de ulei pentru lanț, precum și la moto unelte primiți discount plus diverse cadouri. Mari reduceri la mașini de tuns gazonul. Husqvarna România. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Victoriei și bulevardul Ecaterina Teodoroiu. Mutru, calea Severinului. Turceni, platforma termocentralei. Târgu Cărbunești, aleea Trandafirilor. Novaci, piața centrală. Padeș, Apa Neagră. Relații la numărul de telefon 0253210736. E al naibii de greu să fim cei mai buni. Persoană fizică comercializează pui de carne crescuți la curte 100% natural, cu grâu și porumb măcinat. Greutatea unui pui ajunge până la aproximativ 3 kg carcasa.
preț pe kilogram 15 lei. Ne găsiți în sat Stănești Gorj, relații la numărul de telefon 0760 734 611. Sala de nunți Christine Evans. Christine Evans. Christine Evans vă așteaptă într-o locație de poveste cu meniuri bogate, prețuri adaptate și personalizate fiecărui buget. Clienții noștri au la dispoziție locuri de cazare, parcare gratuită și un decor inedit pentru poze. Sala de nunți Christine Evans. Ne găsiți în satul Bibești, comuna Săulești. Christine Evans oferă din partea casei șampania, covorul roșu și tinerilor căsătoriți o noapte de vis în dormitorul matrimonial. Echipa noastră vă stă la dispoziție cu orice informație. Contactați-ne la numărul de telefon 0720 653 984. Jur să îndeplinesc acest legământ. Voi respecta descoperirile medicilor care au pășit înaintea mea. Jur să aplic toate măsurile necesare, evitând tratamentul exagerat. Voi ține minte că medicina este și o artă și o știință, iar căldura și înțelegerea înseamnă mai mult decât bisturiu sau medicament. Nu va fi rușine să spun nu știu. Nici nu voi ezita să închem colegii când abilitățile lor vor fi necesare pentru recuperarea pacienților. Sacră și curată îmi voi păstra artă. Și așa îmi voi conduce viața. Ceea ce vă oferim noi este... Avem cea mai bună ofertă pentru... Nu știți ce pierdeți dacă... Stop! Noi știm că vrei fapte, nu povești. De aceea te așteptăm la Max. La noi, ecuația e simplă. Materiale de construcții cu adevărat calitative. Portofoliu de produse extrem de diversificat, adică totul de la fundație și până la acoperiș, inclusiv cele mai moderne finisaje. Despre prețuri vă spunem doar atât. Nu avem concurență. Ne vizitezi și te convingi. Max, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 214 sau pe strada Narciselor numărul 35. Max, pentru casa ta! Mi-a trecut viața muncind și averea cu nisip. Sunt Niculina Stoican și împreună cu casa de producție Emmy Evans Music vă aducem bucuria cântecului popular în fiecare casă. Emmy Evans Music, casa de discuri care își răsfață publicul și își respectă colaboratorii. Suntem Delia Barbu, Marian Medregoniu și împreună cu doamna Niculina Stoican și casa de discuri Emmy Events Music vă prezentăm cel mai nou album. Vă cântăm din mehedinți! Iuhu! Dar n-auzi, mândruță dragă, ce se aude pe la poartă? Uite așa zice tot satul, pentru tine-mi las bărbatul. www.emmyeventsmusic.ro. Aici sunt artiștii și muzica sufletului tău. Thank you.
Dragi telespectatori, am revenit în studio și stăm de vorbă cu invitatul meu, domnul Mihai Ștefan, vicepreședintele Sindicatului Justiția Oltenia. Dacă înainte de pauză vorbeam despre problemele care v-au determinat să faceți protest, acum aș vrea să vorbiți puțin despre incompatibilitățile grefierilor, că mulți se plângeau că nu au posibilitatea să facă altceva, să lucreze suplimentar pentru a câștiga un ban în plus. Cu ce incompatibilități vin grefierii acum pe piață? Stimată domnișoară, trebuie să avem în vedere dispozițiile articolului 77 din legea 567/2004 care privește grefierii. În acest sens, se prevede că funcția de grefier este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată. Deci practic nici privat nu poți să lucrezi nimic. Nu poți să lucrezi nimic. Deci, în acest sens, ești pus într-o situație identică cu magistratul. Că nici magistratul nu are voie să îndeplinească nicio altă funcție publică sau privată. Există totuși o mică excepție. Și anume funcție didactice din învățământ. Deci doar dacă cineva poate să presteze o activitate didactică, pedagogică, didactică, în învățământ. Doar așa, dar cazurile sunt prea puține, așa că marea majoritate a personalului își câștigă existența doar din activitatea de grefier în cadrul instanței sau parchetelor. Se mai interzice la articolul 2, la punctul 2 al acestui articol, ca grefierului să desfășoare activități de comerț direct sau prin persoane interpuse, deci sub nicio formă, nici de arbitraje în litigi civile, comerciale sau de natură, citesc-o din același punct al articolului. De asemenea, grefierii nu pot să aibă nici calitatea de asociat sau de membru în conducerea unor organe și nici nu pot să fie administratori sau să controleze societăți civile sau comerciale, nici bănci și nici orice alte instituții de credit, societăți de asigurare o financiară, companii naționale, societăți sau regii autonome și nici să aibă calitate de membru al unui grup de interes economic. Am insistat asupra salarizării, asupra veniturilor pe care le poate obține un grefier, pentru că ați văzut și dumneavoastră, s-a și mediatizat, doamna ministru al Justiției a ieșit pe Facebook cu diferite postări ce viza... Din nefericire pe Facebook. Salariile. Și față în față. Da. Chiar la un moment dat făcea referire la pensiile magistraților, la pensiile grefierilor, la faptul că își permit să plătească chirii de 600 de euro. Chiar spunea că există 60 de pensionari magistrați sau foși magistrați care primesc pensii de peste un miliard. Asta e problema, dumneavoastră. O fi posibil, drept să vă spun, bine, sunt diferențe de salarizare între grefier și magistrați. Acum, v-am zis, sunt două probleme diferite, doi factori diferiți. Noi, grefierii, categorie profesională separată, iar magistrații, categorie profesională separată, fiecare cu problemele ei. Acum, dar totuși făcea aluzie și la dumneavoastră, la grefieri. Într-adevăr. Că nu dar, vă regăsiți, poate, printre cei 60 care au pensii peste un miliard? Nu, dar nu. Totuși. Noi, grefierii ăștia mai amărâți ăștia, mai de rând așa, nu, sunt pensii normale, cu puțin peste media pensiilor. Deci nu sunt pensii exagerate, pentru că suntem o categorie profesională cu un statut inferior magistratului și de aceea sunt pensii într-un cuantum mai mic. Drept să vă spun, referitor la aceste venituri de natură salarială sau venituri de pensie, menționez că noi ne câștigăm existența doar din salariu și vă spun că raportat la alte categorii profesionale pe care să nu se înțeleagă că le dușmanim, ferească Dumnezeu de așa ceva. Deci, referitor la profesori, într-adevăr au și dumnealor probleme cu salariile, dar mai sunt și alternative. Dumnealor pot să dea o meditație, își mai scoate un ban. Sau doctorul mai lucrează la un cabinet particular, își mai scoate un ban. Dar eu unde să lucrez? Că pe mine mă obligă să prestez doar această activitate. Eu nu pot să fac ceva
la altă instituție, să presez la ceva. Exact. Și nici măcar privat. Deci nici măcar privat, da, păi să mă aleg de altă instituție. V-am spus, cu excepția funcțiilor din învățământ. Dar își permit grefierii să plătească acele chirii de care facea referire doamna ministru, de 600 de euro, 800 de euro? Să recunoaștem că aceste chirii sunt decontate. Recunoaștem că este un beneficiu al nostru și cred că îl merităm, având în vedere și importanța muncii noastre de personal auxiliar de specialitate din sistem. Chiar dacă suntem o categorie profesională inferioară, totuși munca noastră este importantă, pentru că noi lucrăm alături de judecători. Fiecare act procedural, fiecare dosar care trece prin mâna judecătorului, trece și pe la noi. Dar nu credeți că se profită de faptul că sunt decontate aceste chirii pentru a trăi în lux, să zicem așa? De ce nu ia nu, chirie domnișoară, de 200-300 de euro? De stimabilă domnișoară, de 800 să vă dau de euro. Exemplu meu. La nivelul municipiului Craiova se decontează la grefier 300 de euro. Nu 600, e adevărat că 600 poate în București. Dar în restul țării 200-300 depinde de oraș. Să ne uităm și s-a generalizat. Da, din fericire s-a generalizat, dar nu e așa. Vă zic, hai să zicem 600 de euro, poate la nivel de București, nu contest. Dar Craiova 300, maxim. Sunt plafoane maxime, pentru că se calculează în raport de locuința închiriată, de numărul de persoane. Deci nu îți dă ăia 300 de euro, poate îți dă 200, să-ți dă 150 și îți achită. Înțelegeți dumneavoastră? Deci nu e să mai se exagerează. Da. Sigur că da, trebuie să venim cu aceste dezmințiri. A spus puțin mai înainte așa, că doamna ministru preferă să vorbească decât pe Facebook. Din nefericire, da, din nefericire doamna ministru ne cam ocolește. Țin să amintesc că Ministerul Justiției a fost chemat la un dialog cu sindicatele din justiție, cu federațiile, cu ProJust, care ne reprezintă și pe noi Sindicatul Justiția Oltenia, dar a evitat într-un mod nefericit și de neînțeles timp de 6 luni ca să aibă o întrevedere. Deci ați trimis revendicările dumneavoastră în memorul acesta acum 6 luni. Începând cu luna martie, aprilie, sigur, s-au făcut nenumărate adrese. Am și aici exemple. Uitați-vă și noastră. Vă dau din ultima perioadă. Uitați-vă. Avem adresa 18 a Federației ProJust din 21 martie. Deci 21 martie și intrarăm în octombrie. Totuși. Acum mai avem din luna septembrie. Și din 6 septembrie. Niciun răspuns n-ați primit la aceste doar răspunsuri evazive în care v-am spus ne-a îndrumat către angajatorii noștri, adică către curțile de apel, să discutăm și contractul colectiv de muncă care nu mai există, adică nu mai e în vigoare. A fost un contract colectiv de muncă, dar acesta și-a încetat existența, deci a ieșit din vigoare, nu mai este aplicabil. Și când a ieșit din vigoare? A ieșit în vigoare de vreo 3 ani. Deci în momentul de față nu aveți nici contract colectiv de muncă, nu avem, nici nu statut, avem. Nici contract colectiv de muncă, nu avem, nici un angajator sau să zicem așa, un organism de care să depindeți, care nu, să negociați. Nu, avem și menționat aici. Lipsa contractului colectiv de muncă. Sigur că da, uitați-vă și noastră. A expirat discuțiile purtate în anii 2012-2013 referitor la încheierea unui contract colectiv de muncă nou, au rămas fără rezultat. Uitați-vă și dumneavoastră, adresa ProJust, nu spun de la mine. Deci nu vă păcălim cumva, să nu credeți, creadă nimeni treaba asta, nici telespectatorii. Uitați-vă, sunt adrese oficiale, uitați-vă și dumneavoastră aici. Emise de Federația Națională Sindicală ProJust. Și în condițiile astea refuză un dialog. Se refuză un dialog din nefericire. Se vine pe căi ocolite, postezi pe Facebook. Da, vino față în față. Hai să avem un dialog constructiv. Să ne expunem fiecare părerile. Ce probleme avem, ce revendicări. Hai să discutăm, hai să negociem. Omenește. De ce să ocolim? Noi nu avem intenții rele și cred că nicio categorie profesională din niciun sistem nu are intenții rele. Fiecare vrea să-și exprime părsurile, nemulțumirile și cred că pe calea unui dialog civilizat se poate ajunge la crearea unor condiții mai eficiente de activitate, de lucru cu bună credință, cu cursivitate, pentru că, în primul rând, cine este afectat? Păi omul de rând este afectat care are un dosar pe rolul instanței. Înțelegeți dumneavoastră?
Deci vorba aceea, omul ăla ne înjură pe dialogul, lui. Sunteți dispus să plecați la protest. A, așa, referitor la protest, țin să a stabilit anunț data de 7, sigur, da? Deci vineri mergeți la protest. Da, domnișoară, în data de 7 octombrie 2016, Federația Națională Pro-Just, la care suntem afiliați noi, Sindicatul Justiția Oltenia, cât și alte sindicate din toată țara, având în vedere cele 200 de instanțe de toate categoriile, judecătorii, tribunale, curs de apel, vor merge la acest meeting organizat la Ministerul Justiției între orele 10 dimineața și ora 13, adică ora 1 după masă, deci va ține 3 ore. Este un meeting aprobat de Primăria București, s-a intrat în sfera de legalitate după etapele preliminare de aprobare și în acest sens avem speranța că aproximativ 20-30 de persoane de la instanțele reședință de județ, de la tribunal, chiar și de la curs de la apel, vor merge cu mijloacele de transport. Deci de la Gorj așteptați și de la Gorj așteptăm cel puțin 30 de persoane. Cel puțin. V-am zis eu, dumneavoastră, cam 30-40 pe județ la nivel de țară. Deci asta înseamnă că 1000 și va fi destul de vast protestul. Sigur că da, este un protest de amploare. Și ce prevede calendarul, practic? Pichetare? Ce veți face la București? Veți cere tot la pichetarea Ministerului Justiției. Sigur că pichetarea Ministerului Justiției ca să fie determinat să accepte un dialog eficient cu reprezentanții noștri sindicali. Să se expună problemele, cum se zice, să se dea cărțile pe masă, fără ocolișuri, și să se încerce soluționarea problemelor. Că nu s-or putea rezolva peste noapte, e de înțeles, dar măcar să se facă niște pași, niște pași concreți pentru rezolvarea lor. Și dacă nu se va rezolva, nu se va ajunge la acel dialog la care sperați? Se va ajunge la suspendarea activității din sălile de judecată? Că la Craiova deja s-a făcut așa ceva. S-au suspendat la foarte multe instanțe, s-a suspendat activitatea câte o oră sau chiar două ore pe zi. Deocamdată este un prim pas. Bine, că trebuie asigurată treimea din activitate. Este obligatoriu pe lege să asiguri totuși o treime din activitate. Nu poți să ieși la protest cu toții. Nu poți să suspenzi toată activitatea 100%. Deci o treime trebuie să o asiguri, să funcționeze ceva din activitate. Înțelegeți dumneavoastră? Noi sperăm la bine. Sperăm la, cum am spus și repet, la un dialog constructiv, ca să se termine cu manifestații, cu pichetări, cu suspendări, cu proteste, cu banderole. Cât de departe sunteți dispus să mergeți la nivel de sindicat cu aceste proteste? Păi, la nivel se de pot întinde asta pe perioada este nedeterminată? Păi sunt deja dispuse pe perioada nedeterminată deocamdată aceste forme de protest, dar sperăm în concretizarea unor forme de dialog. Pentru că, repet, este perturbată activitatea judiciară. Nimeni n-are o credință rea ca să disturbe activitatea, pentru că se repercutează asupra omului de rând. Nu are nicio vină omul de rând pentru ceea ce se întâmplă în sistem. Dar și noi avem revendicările și problemele noastre care trebuie discutate și să se ajungă la niște chestiuni concrete de rezolvare. Deci niște căi de rezolvare cât de cât, pe pași, concret. 1, 2, 3, că nu se poate peste noapte, gradual, treptat. Programarea acestor proteste coincide cu protestele magistraților, cu acel memorandum trimis la curte. Ați luat legătura cu dumnealor? E un fel de solidaritate de ați făcut în aceeași perioadă? Drept să vă spunem, nu. Deci, repet, iar suntem categorii profesionale separate, cu statut separat, cu forme de organizare separată. Încercați cumva să forțați mâna ministerului aici dacă vă solidarizați cu ei sau dacă faceți proteste în aceeași perioadă? Repet, nu ne atingem de chestiunea cu magistrații. Nici dumneavoastră nu s-au atins de noi, dumneavoastră au problemele lor și le expun separat, noi separat. Deci nu avem o treabă comună, înțelegeți? Deci nu ținem unii de alții, nu suntem interdependenți unii cu alții. Dumneavoastră fac cum consideră, nu ne amestecăm. Noi facem cum considerăm și noi și nu dorim nici noi să se amestece nimeni în formele noastre de organizare, formele de protest, de revendicare. Deci, v-am zis, nu ne atingem de magistrați. E problema dumnealor și rezolvă cum consideră ei. Nu comentăm noi.
nici noi nu dorim ca alții să comenteze referitor la noi. Noi avem și noi problemele noastre, trebuie să ni le expunem cât mai concret, să fim înțeleși și să se treacă la rezolvare. Să se găsească căi efective și căi concrete de dialog. Cum am spus, cred că cel mai important este dialogul. Stând față în față și să le expunem, să vedem ce căi de soluționare se găsesc. Mai rapide sau mai târziu. Practic, acum ce v-ar mulțumi să se rezolve imediat, din câte revendicări aveți? Care ar fi primele care ați vrea să se rezolve? Sau schemele cât la sută din el? Schemele personale. După cum deci automat ați vrea să se dea drumul la angajări. Da, stimată domnișoară, ați văzut și dumneavoastră că prima dată am început cu schemele de personal. Dorim, repet, cum am spus și la începutul emisiunii, suplimentarea acestora, să se școlarizeze un număr mai mare de grefieri, chiar 150, chiar 200, ca să fie repartizați apoi la absolvire la instanțele judecătorii și la parchete, pentru că este volumul foarte mare de activitate și nu poate fi suplinit. Reprezentați regiunea Oltenia. Da. Ce deficit de personal este acum pe regiunea Oltenia? Sau câți grefieri ar mai trebui angajați? Păi drept să vă spun, după cum afirmă stimată domnișoară, chiar nu exagerez. Deci nu vreau să exagerez. Poate este nevoie chiar de dublarea personalului. La toate categoriile. Și la grefier de ședință, și la arhivă, și la registratoră, și la fiecare categorie. De exemplu, la secțiile care lucrează cu codul de procedură civilă, da? Începând din 15 februarie 2013, a intrat în vigoare nou cod de procedură civilă. Acest nou cod a prevăzut urmarea unei proceduri prealabile, deci a unor pași antemergători procesului pe fond. Și în acest sens, referitor la treaba asta, noi considerăm că ar fi nevoie la un complet de judecată ca un grefier să se ocupe de această procedură prealabilă care ține câțiva pași și al grefier să se ocupe de ședința de judecată efectiv, de termenele acordate pe fond și de tehnoredactori sau de alte probleme. Deci considerăm că este nevoie și nu exageră și cred că telespectatorii, mai ales colegii, sunt de acord cu ceea ce afirm, că este nevoie de mărirea semnificativă a numărului de persoane care să lucreze ca și grefieri. Deci dublarea acestora. Unul să lucreze procedura prealabilă, altul să participe la ședințele de judecată și chiar să tehnoredacteze. Deci, repet, e nevoie de dublare. Automat statutul și contractul colectiv statutul, de muncă. Statutul, contractul colectiv de muncă. A, încă o problemă. Bun. Mi-am notat și eu aici. Se dorește eliminarea din legislație a vârstei de pensionare. Ce vreau să spun? Că cineva care lucrează ca și personal auxiliar trebuie să aibă vârsta de 60 de ani la ieșirea la pensie. Drept să vă spunem, din discuțiile avute cu colegele care au trecut de vârsta de 50 de ani, având în vedere și înaintarea în vârstă, dumnealor consideră că în timp și observăm și noi cei mai tineri, așa, se produce totuși o uzură a omului în timp și din toate punctele de vedere, și fizică și poate chiar și psihologică, având în vedere că lucrăm cu foarte multe dosare, cu foarte multe acte, cu foarte multe cazuri concrete, nu mai ești capabil, poate la o vârstă de 50 și ceva de ani, 60, să mai prestezi activitatea ca un tânăr de 30 și ceva de ani, 40 și ceva de ani, ca un nou venit de pe băncile Școlii Naționale de Grefieri. Pentru că duci și tu ca om, duci mental, psihologic, intelectual, dar până la 60 de ani e cam mult.
De aceea se dorește eliminarea condiției de vârstă. Deci și care ar fi vârsta? Sau cum vrei să... Deci să se elimine vârsta. Deci să ai 20 de ani, între 20, deci minim 20 de ani lucrați. Minim 20 și maxim 25. Deci între marja asta de 20 deci și 25 de ani. Deci în momentul în care ai atins vechimea, exact, să poți ieși la pensie. Poți să ai și 45 de ani, 50 de ani. Să ieși la pensie, să nu te mai țină până la 60. Că nu mai poate nici omul ăla. V-am zis, sunt multe, la noi în sistem lucrează foarte multe femei. Și sunt de înțeles și dumnealor. Vreți ca în armată să puteți ieși să la pensie mai pentru că te uzezi, te uzezi în timp ca om. Acum, cum să vă spun, omul obișnuit care ne privește poate și la televizor zice, a, păi ce muncă fac ăștia, că lucrează și ei cu niște acte, ce e grefirul ăsta, ăla care scrie ce îi spune judecătorul. E, iată că nu e chiar așa. Poate așa am zis mulți înainte de a intra în sistem, că este o muncă ușoară. Nu, nu este deloc ușoară, este o muncă solicitantă, trebuie să ai o memorie de elefant, lucrezi cu foarte multe informații, acte, date, cu foarte multe dosare și, v-am zis, se apleacă, se repercutează asupra capacității tale de om. Așa că la un moment dat te uzești și tu ca om. Înțelegeți? Și munca intelectuală, chiar dacă, repet, este de o importanță mai mică decât cea a magistratului, dar totuși este foarte importantă această muncă a personalului auxiliar de specialitate, să înțeleagă și toată lumea care ne privește, pentru că nu e ușor să fii nici grefier. Nu ajungi nici ușor grefier, pentru că se pun niște condiții și de studii, să ai studii superioare juridice, să urmezi și Școala Națională de Grefieri, ceea ce nu este foarte ușor. La Școala Națională de Grefieri, mai ales în ultimii ani și întotdeauna, este o concurență foarte mare și se intră foarte greu, trebuie să înveți foarte mult ca să iei medii de poate 8 și 9 și ca să intri. Și automat vrei să fii și remunerat, să aveți și avantaje pe măsură. Am înțeles că nu este aveți bonuri de masă, da, nu aveți vacanțe. Așa, m-am eu notat aici și să fac și o dezmințire. Că s-a speculat imediat, și acest fapt. Imediat mi-am notat eu aici. Așa. Dar solicitați deci, bonuri de masă? Nu, nu solicităm tichete de vacanță, nu solicităm tichete de masă, nu ni se asigură nici fonduri pentru haine. Deci să dezmintim aceste lucruri, bine ați punctat dumneavoastră, stimată domnișoară. Au apărut o felul de speculații. Sunt că speculații, se asigură, că nu se asigură. Dar vă spun eu concret că nu s-au asigurat niciodată nici tichete de masă, nici tichete de vacanță, nici fonduri pentru haine. Să dezmintim odată și pentru totdeauna și concret. Nu s-a asigurat așa ceva. Nu dorim. Este problema altor categorii persoane, dacă și-o doresc sau nu, dar noi nu le-am avut. Așa că să nu se crede că grefierii au nu știu ce salarii exorbitante, că nu fac nimic sau că fac doar ce îi spune judecătorul. Scrie, deci grefierul e ăla care scrie. Nu neapărat e ăla care scrie, are și el o răspundere solidară cu judecătorul. Repet, ce trece prin mâinile unui judecător, unui procuror, unui magistrat, adică trece și până prin mâna grefierului și invers. Deci se lucrează într-o echipă omogenă, solidă, pentru buna funcționare și eficienta funcționare a sistemului de justiție din România. Domnule Mihai, ne apropiem de finalul emisiunii, să înțelegem că nu vă veți opri aici cu protestele în cazul în care nu rezolvați. Sunteți chiar înveșnați, v-a ajuns cuțitul la os, cum se spune, sunt prea multe cuțitul a ajuns la os, domnișoară, de foarte mulți ani. Dar acum să vedem ce se va mai hotărâ la nivel de sindicate și la nivel de Federație Pro-Jus referitor la pașii următorii ai protestului. Acum noi suntem optimiști pentru ziua de vineri 7 octombrie 2016 că prin fichetarea Ministerului Justiției poate să ajunge la un dialog. Noi sperăm să vă rezolvați măcar o parte să din probleme. Să dea Dumnezeu. Și să n-ajungă oamenii în sala de judecată să se trezească, nu sunt grefierii. Nu, nu dorim așa ceva, v-am spus. Nu este vina omului de rând. Nu vrem să se repercuteze asupra unui obișnuit care are o cauză, un dosar asupra avocatului, mandatorului, consiliului juridic sau ce-o fi. Nu vrem, vorba ce a spus pe românește, să fim înjurați de nimeni. Am înțeles, domnule Mihai. Eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Mulțumim și noi, și vă mai așteptăm și după proteste, să mai colaborăm, să veniți poate cu vești mai bune. Suntem, da, binevoitori. Să ne spus, țineți la curent cu ceea ce se întâmplă. Calea dialogului cred că este cea mai eficientă. Un dialog constructiv care să reglementeze situația și să contribuie la adoptarea unei forme constructive de rezolvare a revendicărilor și a problemelor. Vă mulțumim. Seara bună, o seară bună. Dragi telespectatori, emisiunea noastră se încheie aici. Sunt Diana Miltaru și până marțea viitoare, o săptămână liniștită. La revedere!